Un fost electrician închis la penitenciarul din Ploiești pentru delapidare a reușit să evadeze din închisoare, ajutat chiar de către cadre. Este vorba despre Ciprian Balint, un bărbat în vârstă de 43 de ani din județul Neamț, care evadează din cotidian cu ajutorul talentului său, pictura. Deși nu are studii de specialitate, talentul și-a spus repede cuvântul, așa că Ciprian a reușit să participe pe timpul penitenței la două expoziții. Ținea pentru pictura a început din copilărie, mai exact din școala primară. A început cu o lucrare a portretului lui Ceaușescu, care era expus în toate clasele atunci. Și așa am început. Și a continuat cu zeci de picturi care au tratat ca temă portretul, natura moartă și peisajul. Fiecare lucrare este realizată cu gândul la familia rămasă acasă, în special la cei 5 copii ai săi. În momentul în care te afunzi un pic în lectura picturii, să zic așa, gândurile se canalizează către familie, către cei dragi rămași acasă. Era arta un lucru de evadat? Da. Psihic, din punct de vedere psihic, e arta, un mod de avale. Cadrele îi sprijină talentul, iar colegii îl copiază. Au fost expuse în colaborare cu penitenciarul Târșoț, Lobozia, imagine, spital penitenciar Colibaș, penitenciarul Colibaș, lucrări aparținând și altor deținuți de la celelalte penitenciare din țară. S-a bucurat de un succes din partea invitaților, urmând ca pe viitor să se facă demersuri în vederea posibilității ca deținuții să vândă aceste lucrări și să valorifice lucrările expuse în penitenciar. Un coleg de cameră care a dorit să învețe din ceea ce fac eu și l-am ajutat și îl ajutăm în continuare. Adică îi explic cum se lucrează, cum lucrează în creion deocamdată, dar încet, încet învață. Cea de-a doua expoziție a lui Ciprian a fost vernisată la Cercul Militar din Ploiești cu ocazia zilei de 1 martie.